ședința ordinară de astăzi prin dispoziția primarului numărul 174 din 25 mai. Sunt prezenți toți consilierii locali în funcție. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă sunt observații pe marginea procesului verbal, vă rog să le formulați. Dacă nu, cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. O rog pe doamna președintă să se pronunțe. Bună ziua și bine ați venit la 28-a ședință a Consiliului Local al orașului Moldova. Pe ordinea, proiectul ordinii de zi conține 10 puncte. Punctul numărul 2 s-a retras. Supun spre aprobare retragerea acestui punct. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Supun spre aprobare proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 19 din 31.1.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului investițional, realizarea unei rețele de stații de încărcare de vehicule electrice în Slănic, reîncărcare vehicule electrice în Slănic Moldova, județul Bacău. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Doamna președinte, dacă îmi permiteți să intervin și eu puțin. Bună ziua și vă mulțumesc că ați venit la ședința ordinară din luna mai. Pentru punctul 1, noi am, dumneavoastră ați aprobat bugetul și proiectul pentru 8 stații de încărcare, având în vedere că două stații de încărcare aflate în imediata vecinătate a drumului național nu au primit aviz, a fost necesar să refacem indicatorii tehnico-economici și proiectul pentru 6 stații de încărcare. Fac precizare aici că o să mai avem ocazia să mai instalăm stații de încărcare și pe celelalte proiecte, pentru că proiectul de autobuze și microbuze electrice la pachet ne aduce stații de încărcare și vor fi și alte proiecte care vor condiționa practic să avem stații de încărcare, așa că nu pierdem mare lucru. Am vrea să depunem repede acest proiect și să obținem finanțarea pentru că să avem stații de încărcare. Știți foarte bine că în afară de cea de la primărie pe care am instalat-o cu ocazia vehiculului nostru electric, nu avem, primăria nu are alte stații de încărcare. Vă mulțumesc! Dacă sunt discuții, dacă nu, propun spre aprobare. Cine este pentru? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind însușirea atestarea în domeniul privat al orașului Slănic Moldova a unui bun imobil. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă avem discuții? Nu. Dacă nu, propun spre aprobare. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organizării manifestărilor cultural-artistice, Festivalul Județean de Folclor și Târgul Meșteșugurilor Artistice Tradiționale, în colaborare cu Consiliul Județean Bacău, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă îmi permiteți și aici să fac o precizare, este vorba de Festivalul de Obiceiuri și Tradiții al județului Bacău, care se organizează în Slănic Moldova de mai bine de 15 ani. Și aici nu, practic, este acordul de parteneriat prin care Consiliul Județean finanțează toată partea artistică și Primăria Slănic Moldova, așa cum ați aprobat în decembrie la pentru manifestările care se vor desfășura în acesta, o să aibă și ea un buget din taxa de promovare turistică, însemnând scena și alte spectacole mai mici care se vor desfășura pe lângă spectacolul acesta. Anul acesta ne propunem să avem 10 zile scena, adică zilele Slănicului, se vor desfășura pe perioadă de 10 zile, având în vedere și faptul că Sfântul Ilie este miercurea și atunci ar fi să prindem și weekendul dinainte de Sfântul Ilie, când de altfel se va desfășura festivalul, și weekendul de după
când dorim să avem niște invitați mai special, cum majoritatea localităților fac de zilele lor. Dacă sunt discuții atunci, dacă nu propun spre aprobare, cine este pentru? Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea Asociației Orașului Slănic Moldova cu județul Bacău, în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă avem discuție aici, dacă nu propun spre aprobare, cine este pentru? Împotrivă, unanimitate. Punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea de contări în avertei cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe raza orașului Slănic Moldova și își desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare din oraș. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Avem discuții? Nu. Propun spre aprobare. Cine este pentru? Punctul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul Slănic Moldova în anul școlar 2021-2022. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă avem ceva de discutat aici, dacă nu propun spre aprobare, cine este pentru? Abținere. Punctul numărul 8, proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unui contract de închiriere care are ca obiect locuințe de tineri destinate închirierii, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă sunt discuții aici, dacă nu propun spre aprobare, cine este pentru? Abținere, împotrivă. Punctul numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea compensării de către Consiliul Local al orașului Slănic Moldova a sumei necesare acoperirii contribuției lunare de întreținere în vederea internării doamnei Folea Lucia într-un cămin pentru persoanele vârstnice. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă sunt discuții, dacă nu propun spre aprobare, cine este pentru? Punctul numărul 10, proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor stabilite prin anexa numărul 5 din hotărârea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, numărul 60 din 29.03.2022, pentru aprobarea dării în administrarea Serviciului de Transport Public Local de Persoane din subordinea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, a instalației de transport pe cablu și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente funcționării acesteia. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Aici, dacă îmi permiteți, pentru cei care urmăresc materialul filmat, tarifele, această prevedere, acest proiect de hotărâre privește în principal tarifele de urcare cu telescaunul și grupul de lucru care a fost constituit a propus ca în perioadele de sezon și în perioadele în care avem spectacole, în care avem evenimente la partea de sus a telescaunului, urcare să fie 30 de lei pentru adulți și 20 de lei pentru copii, iar în extra sezon urcarea să fie 25 de lei și 15 lei pentru copii. Tarifele pentru schi propuse astăzi sunt foarte apropiate, puțin crescute față de cele de anul trecut, argumentat și de faptul că între timp au crescut costurile cu energia electrică și alte costuri aferente acestui echipament. E bine să... O să le publicăm și pe pagina primăriei, e bine să știe toată lumea despre aceste modificări. Mulțumim. Dacă avem discuții aici, dacă nu propun spre aprobare, cine este pentru? Unanimitate. Declară închisă ședința.